Dragilor, dacă vreți să vă lăsați de țigări, am aflat de la prietenii mei de la Yup, care au niște device-uri foarte tari, că au o campanie foarte faină. Se numește Eu mă las. Și nu numai asta, au niște poduri foarte faine cu CBD, care ajută la lupta împotriva depresiei, anxietății și insomniilor. Vi recomand cu mare drag. Tu știi că eu am avut 50%? Nu. Da. Deci eu am avut de 50%. Nu e vreo ureche 100 și alta. Nu. A, sunt și miopă, sunt iubita perfectă și surdă și chiar. Eu n-am regrete. Deci până în momentul ăsta al vieții mele nu am niciun regret. Nu este ceva ce a schimbat din ce am făcut. Nimic. Care crezi că sunt cele mai valoroase lucruri care vă leagă pe lângă copil? Pe lângă copil? Respectul. În primul și în primul rând ne suntem recunoscători unul altuia. Pentru că... Și avem cel mai frumos, cel mai bun și cel mai minunat copil. Ai fost foarte înșelată? Habar n-am. Deci n-ai aflat. Adică nu, ai înșelat? Ce? Aici scrie Everything happens for a reason. Este primul meu tatuaj. Nimic nu este întâmplător. Deci totul e destin. Bună seara, suntem la podcastul lui Damian de Ghici, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc pentru toate comentariile, mesaje și tot ce îmi trimiteți, apreciez foarte mult și vă iubesc pe toți, vă mulțumesc mult tot. În seara asta am o invitată foarte specială, are un nume special și o consider ca o sora mea mai mică, o iubesc foarte mult, am colaborat odată în trecut, acum fost 6 ani, ne-am promis că o să o colaborăm și într-o zi o să colaborăm mai mult ca sigur, după ziua de asta sigur colaborăm, muzical. Și este o mare onoare să am lângă mine o persoană multi-talentată în tot ceea ce face și un super suflet. O am invitat aici pe Sore. Sore Mihalache. Bună seara! Bună seara! Ce prezentare mi-ai făcut așa de familie! Da, cu mare drag. Mulțumesc să rămână. Mult! Ce faci? Cum ești? Sunt foarte bucuroasă că m-ai invitat atunci când m-ai sunat, iar am rămas așa... Că de obicei noi ne sunăm să vedem ce mai facem, da, știi? Da, adică da. Nu. Sau să te ferici pentru piesa aia. Da. Superbă. Deci spune, te rog, mie rar, adică rar, cred că niciodată nu mi s-a întâmplat să fiu sunată de un coleg de breazlă care doar să mă felicite, să mă sune, nu mesaj. Sunat, felicitat și pupat și la revedere, fără să ceară ceva, fără să vrea ceva. Da, și fără ceva. Să fie piesa în trending sau fără în mărunt. Fără să fie piesa ta. Da, exact, da, da, ca să te lauzi. Da, da. Cine ești, Sorina Cătălina Mihalache? Sunt o femeie de 32 de ani, încă. Mulțumesc la fel. Fericită, împlinită, veselă, veselă de cele mai multe ori și sunt permanent îndrăgostită de tot ceea ce fac. Adică dacă aș face ceva ce nu mi-ar plăcea, n-aș putea să fac, practic. N-am mai face. Se vede, știi, la mine pe față totul, n-am cum să mimez. Ești o personalitate publică. Cât în ceea ce vedem este personaj și cât este realitate? Totul este realitate. Chiar m-am întrebat dacă chestia asta cu personajul funcționează, pentru că, în general, la artiști, din câte am observat, se creează cât un personaj pentru fiecare. La mine, cumva, viața a mers altfel. Am luat, mă rog, a început de mult muzica, toată povestea cu muzica la mine, dar nu am avut cum să-mi creez un personaj plecând în aventura asta de la 10 ani, pentru că tot ceea ce am făcut a fost să cresc și să adaptez absolut tot ceea ce făceam în urma dezvoltării personale. Așa că, da, totul este real, nu este nimic. Și, uite, nu știu câți dintre artiștii din România își conduc singuri conturile de social media. Eu răspund, eu postez, eu scriu, eu... Nu aș și e super activă. Da, dar nu aș putea lăsa pe nimeni să facă asta pentru că atunci ar fi fals. N-ar mai fi vocea mea. Da, știi? Corect. Cum ai crescut? Ce amintiri ai din copilărie din perioada aceea? Am crescut pe drumuri. Am crescut... Cum a fost asta? Am crescut pe drumuri. Bun. Nu, dar la 10 ani am participat la un concurs. Pe vremea era Ploaia Steluțelor. Nu știu dacă mi-aduce aminte. Și după ce am imitat eu acolo idolul din copilărie, eram telenovelist, am învățat spaniola de la televizor. Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, bineînțeles, numărul 1. Natalia Oreiro, Talia, dar Natalia a fost preferata mea, că era mai cool. Și am imitat-o la acest concurs și în urma acestui concurs am intrat într-o formație de 4 fetițe, Dolly se chema, și am mers în turnee cu Asia. Asia, îți mai aduce aminte? Deschid pe vremea aia. Da. Da, și ele erau 4 fete mari, noi 4 fete mici. Și ce m-ai întrebat? Am uitat. Cum ai început în copilărie? Așa. Ce amintiri? Așa, da. Amintiri, da. Și în perioada aia, pentru că aveam foarte multe concerte, turnee și așa mai departe, de luni până vineri mergeam la școală, la prânz veneau și mă luau de la școală părinții, pentru că ei au fost peste tot cu mine.
măi, peste tot. Cred că le-a plăcut foarte mult viața de turneu, distracția, și în continuare sunt la fel, cu foarte multă distracție. Și au mers cu mine peste tot. Deci de vineri până duminică, vedeam țara, aveam concerte, ne distram și, pe lângă asta, învățam istorie, geografie. Normal. Tata foarte, foarte la punct aplicat. Cu absolut orice informație. Oriunde mergeam, ne spunea istoria locului, ne scotea harta și, uite așa, am învățat și pentru capacitate tot da, în da, turneu. Da. Da, deci cam așa a fost copilăria mea. Nu știu dacă mi-a lipsit neștiind, știi, când nu știi dacă îți lipsește statul foarte mult la bloc, de exemplu. Deși am și de acolo amintiri. Chiar am. Dar a fost mai intensă amintirea asta cu... Absolut, da. Și, na, e normal. Când ai început să realizezi că îți dorești să devii ce ai devenit astăzi? Atunci, la 10 ani. N-am avut mai devreme, la 5-6 ani, dacă ăla a fost momentul când... Păi, la cât înainte... ai început să cânt sau să cochetezi cu asta? Înainte de emisiunea Ploaia Steluțelor, exista emisiunea Ploaia de Stele cu adulți. Și am scris o scrisoare către TVR. Dragă televiziunea română, dacă veți face vreo emisiune pentru copii, vă rog să mă sunați. Ce tupeistă! Bine, nu știu dacă ajuns. Dar dacă a ajuns la cineva... Ideea e că eu am manifestat dorința, nu, știi? Da, și ai pus-o în univers, exact, a fost bine, da. Legea atracției. Acum că a fost o coincidență... Deci, da, dintotdeauna mi-am dorit. De altfel, există și filmări, pentru că mama, în toată copilăria mea, de la camerele alea grele pe care le da, pupai da, pe da. Umer până la alea micuțe, ea le-a avut pe toate, am dosariat toată viața. Adică no, eu pot să faci un film documentar. Lejer. Și în toate filmările astea făcute de mama, evident, eu cânt. În limbi necunoscute, așa cum auzeam, că n-aveam de unde să citesc versurile de la Michael Jackson, îți dai seama. Și era acolo, ce înțelegeam. Dar... Iar am uitat ce m-am. Deci, nu știu, cred că trebuie să iau lecitină. Nu, e ok, e ok, e bine. Nu mai știu. Cum erai în copilărie? Făceai prostii? Nu. Nu. Ba da, m-am tund, dar, mă rog, toți copiii cred că se tund în oglindă singuri cu farfeca. Dar, mă, dar alte zăpăceli. Fugeai de la școală, lipseai? Nu. Ieșeai cu prietenii, făceai, adică erai nebăduioasă sau cu minte? În liceu am început să mai chiulesc așa până m-au prins profesorii, că eu chiuleam lângă liceu. Adică nu plecam, eram parte. Acolo în perimetru, așa m-au învățat părinții, știi, dacă ești da. Afară, tot aici. Tot aici să te găsim. Da, nu, uite, să știi că i-am ascultat, e foarte ciudat pentru că noi am avut și avem o relație foarte interesantă, de prietenie în primul rând, respect, căci pe asta s-a bazat, și dacă ei m-au rugat să fiu la ora acasă, eu am fost, dacă m-au rugat, că nu aveam telefon mobil, și oriunde plecam, mama spunea la 7:30, te urci într-o leu și vii. Băi, deci plecam, de râdeau toți prietenii mei din parc. Plecam, că a zis mama să mă duc acasă, dai seama, tocilară. Nu era. Nu, petrece, te duceai, bei și tu, fumai, ai încercat prostii de astea? Păi stai să zic, eu n-am ieșit în club până la 18 ani. What the fuck, cea mai cuminte fată din... Da, dar fii atent că de la 17 am stat singură, pentru că ai mei s-au mutat la casă și au zis, uite, tu rămâi în apartamentul ăsta, poți să faci orice vrei. A, deci bine, dar responsabilizat într-un fel, da. Da, dar uite, eu cumva nu înțeleg ce au făcut ei la nivelul psihicului meu. Mi-au spus, poți să faci ce vrei tu, noi n-avem cum să știm. Dar sperând totuși să nu faci prostiile alea pe care te-am rugat să nu le faci. Și nu le-am făcut, frate. Adică n-am făcut chestii de alea, da, mă rog, la care să plângă părinții, știi? Dar altfel, da, plângă dreapta, da. Am mai văzut și eu care-i treaba, dar nu. Tata mi-a dat un singur sfat la 18 ani. Mă așteptam la o polologie, știi, cum fac copiii, aolo, începe tata să vorbească, știi? Nu. Și mi-a zis, sorry, am o singură vorbă să spun. Nu fi proastă. Atât? Deci e cel mai important lucru în viață. Primul sărut la ce vârstă? 12-13 ani. La sticluța. Mai ții minte jocul sticluța? Mi s-a părut cel mai urât lucru din lume. Ah, da? Doamne ferește, am simțit că o operație de amigdalită. Ceva, deci, oribil. Oribil. Am zis, eu nu mai vreau așa ceva. Îndrăgostită prima oară? La adevărat, așa? Da. Lasă-mă nu la 18-19 ani. Așa, prima oară când 12-10, 13. A, când mi-a plăcut prima oară, după aia, tot atunci, da. Da. Dar știi ce? Am citit... Același cu care te-ai salutat? Nu. Din fericire! Dar am citit zile trecute o chestie cum că în viață ne îndrăgostim de 3 ori. Prima, gen, atunci când ești mic, la 12-13 ani. După care prima dragoste cu năbădăi, pasiune, toxicitate, despărțiri, înșelări. Cu sex pe pereți, cu d-alea. Ceva o nebunie. Așa. Și a treia oară, dragostea cea mai curată, în urma care, adică tu ai învățat până în momentul ăla tot ceea ce trebuie să știi, tot ceea ce vrei și ceea ce nu vrei, și este dragostea răsplată. Ce mișto! Nu știu. Ați auzit? Așa e, spuneți voi! Voi, nenorociților!
Cu ce miros asociezi copilăria? Știu că toată lumea spune portocale, dar realmente copilăria se învârte în jurul Crăciunului. Ai mei, deci uite, absolut orice poveste vezi începe cu ai mei. Da, am amintiri superbe datorită familiei. Ai mei au creat în jurul Crăciunului real o poveste magică. La mine moșul n-a lipsit niciodată și de cele mai multe ori nu a lăsat cadourile sub brad. Pentru că stăteam la bloc, la etajul 5, moșul este bătrân și mai cad din cadouri. Din sac, îi mai cad cadouri și să mă vezi cum eram de la 5 la parter, căutam să văd unde mi-au lăsat și mie ceva. Și să știi că am găsit chiar la parter de bara de la scară niște patine de gheață. Primele mele ce patine, tare. Da. A, de acolo și cu patinajul. Atunci am învățat să merg, da. Mirosul din copilie pe care mi-l amintesc eu și sigur și l-am amintit și ăștia era a multă carne prăjită. Serios? Carne de porc prăjită. Corect și voi la fel în continuu. Și mămăligă și sarmale. Bine, ceapă, slană. Da. Exact. Da. Erai o elevă stilitoare, adică nerd, tocilară? Nu. Nu ai fața? Nu. Știi de ce? Pentru că așa cum ți-am zis că nu pot să fac ceva ce nu-mi place, așa m-am chinuit cu matematica, cu fizica, cu chimia, cu tot ce înseamnă știință reală. De mi-a mâncat viața. În momentul în care eu am dat la liceu, nu știu cum e acum, nu știu cum a fost când ai dat tu, dar la mine a fost în felul următor. Am dat examenul de capacitate, am obținut o notă. 9.50 cred că am luat. După care făceai o listă la ce licee vrei să intri. Și le puneai tu în ce ordine vrei. Și la care intrai, domnește. Și eu mi-am pus primul liceu. Lazar, la științe asta de fițe, umane. Da, la da. Științe umane, la uman. Să învăț română, literatură, filozofie, așa. Și toate celelalte tot așa. Uman. Mă culc, că se depunea. I-am dat mamei foaia, uite, asta e foaia, depune-o tu și domnește. Și mă trezesc în ziua în care s-au publicat rezultatele. Mă sună mama. Hai ce să ghicești unde ai intrat. Și ce? Lazar, nu, Caragiale, nu. Și am tot zis, dar la ce profesional am intrat? Nu înțeleg. Ce ai intrat la Mihai Viteazul la matematică, informatică intensiv. Mă. Zic eu, dar stați puțin, că ăsta nu era pe listă. E, păi l-am schimbat, noi am pus primul. Mă. Dar cum adică? Cum să-mi faceți așa ceva? 4 ani de liceu să fac ceva ce nu-mi place. Și atunci a venit tata, care este matematicianul familiei și mi-a zis, măi, eu nu am pretenția de la tine să înveți matematică și să strălucești, dar o să vezi că această chinuială din ăștia 4 ani te va ajuta în viață, îți va deschide mintea, vei fi organizată, vei gândi și strategic. Și te-a ajutat un... Nu, chiar m-a ajutat în direcția asta, sincer. Adică, eu sunt scorpion, mi-e greu să dau dreptate. Dar îi dau dreptate tata Ileu, imaginează-ți. Sunt două... Și mama e berbec, adică ce mai... A, o familie... Mine, da. Înțeles. Dar mi-a fost foarte greu. Mi-a fost greu rău de tot. Era să rămân corigentă și am copiat. Măcar, uite, știi, matematica mi-a deschis mintea și am fost strategă. Și m-am așezat la cel mai deștept. La resurse de care nu știai că poți să le, exact, poți să le ai. Exact. Da. Eu aveam întotdeauna și-o câte o colegă de-asta care copiam de la ea și făceam temele la muzică. Uite, vezi, da. Ceva la schimb. Da, win-win. Exact. Sau mai aveam o altă colegă foarte mișto care mă uceam cântam la nunți și aduceam țigări că fuma. Mamă! Era un schimb de asta. Important e să te descurci. Fugeai de la ore cu ceilalți colegi sau singură? Nu, mereu cu cineva. Nu. În singură echipă. Nu era distractiv, dar fugeam. Fumai? Nu fumam. Dar te-ai simțit outsider că nu te-ai apucat de fumat? Nu, bine, eu eram cea cu teoria, pentru că asta îmi ținea mama mie acasă teorie. Dacă o să fumezi, nu o să mai cânti. Dacă nu știu ce, nu știu cum. Dacă așa, atunci și tu erai aia care îl ținea la toți teoria să nu fumați. Păi ce vezi, acasă faci și tu, știi? Da, corect. Și toate prietenele mele când mă auzeau, aolo, iar începe asta să ne dea sfaturi și ele acum nu mai fumează. Adică, foarte ciudat. După ani și ani. Exact. Dar da, chiuleam împreună cu o colegă sau două, dar întotdeauna doar la primele ore, că nu ne puteam... Nu știu, nu puteam să intrăm în modul de școală și asta ziceam că chiuleam la cafeneaua lipită de liceu și m-am întâlnit cu profesoara după aia acolo. Adică și cred că și ea chiulit de la oră, nu știu. Avea o relație bună cu profesorii? În mare, da. Așa, eu am cumva o problemă cu memoria în sensul că anumite perioade din viață sunt așa puțin în ceață. Adică, uite, fix subiectul ăsta, nici nu știu dacă am avut o relație bună cu profesorul. Nu cred că e o problemă de memorie, pentru că am vorbit și cu niște terapeuți și asta, că o să vorbim, că ai observat că vorbesc despre terapii și despre asta, da. Și am și o perioadă, am o memorie, nu poți să-ți imaginezi în ce fel, extraordinară, dar sunt perioade pe care nu le țin minte, alea care, unde nu mi-au plăcut deloc. Se poate. Nu, și nu alea traumatizante, pur și simplu
unde te vezi cu cineva care nu are niciun impact asupra ta sau o perioadă care ai făcut, cum ai spus, matematică sau ceva și persoana aia nici nu mai apare în viața ta. Adică e... Da, nu e un moment definitoriu în viață. Exact, da. Adică nu te definește cumva. Generația de noastră, de ziua de azi, de copii, se confundă foarte mult cu bullying-ul. Ai avut așa ceva când erai în școală? Da, am avut. Bine, nu știam că așa îi zice. Da. Pur și simplu spuneam răutăți, știi? Da. Practic, am avut două categorii. Categoria, uite-o pe aia de la televizor. Aveam, da, deci de la 10 ani am fost la televizor. Uite-o pe aia de la televizor, haide să, nu știu, să o împingem, hai să o spălăm cu zăpadă iarna, hai să. Mă și îmbrăcam destul de șui, că îmi plăcea chestia asta, să experimentez cu stilul și cumva îmi plăcea atenția, dar mă și deranja faptul că venea și cu reversul. Și al doilea motiv de bullying, mi-au spus domnule Castor toată școala, în cauza dinților mei mari și albi. Și eram atât de... Ziceam, Doamne, dar de ce îmi spun? Când ești mic, ai capul mai mic, dinții la fel. Da. Știi? Adică, da. Dai seama, probabil că era mult mai evident. Dar ce este interesant, că ceea ce mie atunci îmi displăcea, acum ador. Adică dacă e să spun care este trăsătura mea definitorie, este zâmbetul. 100%. Da, adică zâmbet e ăla pe care îl reții. Crezi că au fost comportamente în copilăria ta sau adolescența ta care te-au afectat la maturitate? În copilăria mea, comportamente? Nu. Eu sunt un om așa zen, mi-e foarte ciudat că primesc întrebarea, dar cum de ești optimistă mereu? Nu știu să zic. Cred că pur și simplu nu mă stresez. Adică și în caz de, nu știu, știi cum e și la noi în carieră, că trebuie, că acum, neapărat. Dacă nu acum, pică cerul. La mine nu există asta. Nu, adică cumva cred că am ajuns la starea asta după ce am devenit mamă. Că eu îmi dau seama și știu ce este cel mai important. Restul se rezolvă. Corect. Pentru mine copilul e cel mai important și culmea e că am trecut și cu ea prin niște experiențe. Și-a rupt mâna acum 2 ani. Ăla a fost un moment în care am zis că mă înghite pământul. Dar știi când am simțit chestia asta? După ce s-a rezolvat. Cât am fost la spital, la... Ai găsit resursa în tine și după aia ai căzut, da, așa e de obicei. Deci a fost adrenalina care o ai și pe aia caz leșinată. Da. Așa sunt și eu. A fost ceva, nu... Adică, trăind astfel de lucruri, dai seama că nimic din ceea ce te-a enervat sau te-a stresat înainte... Da, ți se pare urofat. Da, n-are nicio relevanță. Ce cântăm, Lusori, cântăm ceva? Hai să băgăm un Măr Dămnesc în ceva, o piesă ceva. Să dăm așa puțin haz. Hai! Talentat, superb. Dar cu câtă lejeritate și așa ușurință, cântați absolut orice. Păi dacă o fac de mici copii, cum și tu. Nu, da, bine, nu știu, eu nu mă văd. Nici eu nu se văd. Da, e așa, e din... Ai spus și ai declarat că părinții tăi sunt cei care te-au susținut cel mai mult în tot ceea ce ai realizat. Da, întotdeauna și în continuare e așa. A fost foarte important asta, nu, pentru tine? Păi, eu ca persoană, dar cred că toți avem nevoie de validare. Să-ți spună cineva că, băi, e în tine ceva, sau hai că ești bun, hai că poți mai mult, hai că să te împingă și să te susțină, dar nu numai să te critique, dar, știi, să-ți dea și validare. Iar ei au făcut asta întotdeauna. Acum, în prezent, tind să mă valideze prea mult. Și câteodată le zic, ai, domne, lăsați-mă, că nu sunt cea mai, nu fac cel mai bine, nu mai știi, că așa fac părinții la un punct. Cum și eu îi zic fetei mele, că e cea mai frumoasă, e cea mai. Acum mă crede, dar la un moment dat... E foarte interesant și aș vrea să fac asta cu o antiteză, adică tu ai crescut într-o familie unde ți s-a spus că faci totul bine. Nu. Ok. Păi așa. Eu am făcut 12 ani de pian. În fiecare marți aveam pian acasă, a fost dorința tatălui, cea mai mare, să învăț un instrument.
nu cred că mi-a spus că este mândru de mine mulți ani. Adică se lăuda tuturor vecinilor. Când venea cineva în vizită, mă striga: sorry, vino să cânti! Și eu veneam, da, da, bună ziua. Și începea, știi? Și cumva eu înțelegeam logic că tata se mândrește cu mine, de-aia mă cheamă. Dar dacă... tu aveai nevoie să auzi. Da, păi, vreau să-mi spună. Asta vreau să subliniez, să menționez, pentru că o să am un podcast dedicat mai ales celor din meseria noastră. Nu mă refer doar la industria de muzică pop, și la muzica lăutărească și la tot unde noi suntem crescuți, și tu că ai fost coleg și cu Bubu și cu toată lumea și exact. În general și la liceu de muzică și astea, știi că suntem crescuți în România, mă refer în general, cu genul de motivație negativă. Adică nu este unde spune, ai cântat... Da, da, da. Eu am ajuns prima oară în state, am greșit, am cântat ceva la Berkeley și profesorul spune... Good. Și eu zic, ăsta e surd? Ăsta e surd? Dacă acasă era un obișnuit sau de profesor sau de mamă, bam, palme, uă, boarba, prost, tâmpitule. Și eu zic, ăsta e dement. Așa am pățit-o la facultate. Da, și pe aia m-am dus la colegii mei de la apartamentul unde stăteam cu... Zic, bă, dar ăștia sunt surzi aici? Nu, frate, aici, asta nu trebuie să spun așa, ca să nu greșești, că dacă îți afectează emoțiile și sentimentele și nu știu ce. Atât de adevărat. Și aici mă întreb, sunt ore întregi, că asta vorbeam și cu ea acum o săptămână, două și acum o lună zile, ore întregi de studiu pe care a stat și asta mic al Mugur și Fane și toți, 7-8 ore să studiez până îți vine spune și ăla când vine acasă, în loc să spună, bravo tată, bine, prost, ai văzut în ce fel cânta la altul, ai văzut în ce fel... Și atunci copilul ăla, prost? Un exemplu, da, întotdeauna. Nu te motivează, da. Adică îți rupe încrederea în sine, self-esteem-ul și self-worth-ul, adică pe termen lung când stai și te gândești, după aia te gândești de ce n-ai reziliența emoțională, uh-huh. Sau când pe scenă, eu în ziua de astăzi, am 52 de ani, am toate astea și o spun pentru prima oară să rămână, eu cânt cu ochii închiși, pentru că nu vreau să mă uit la cineva din sală care cânt cu Naiu, nu cu Damian Brothers. Nu vreau să mă uit la cineva în sală care de fapt era să gândește la nevastă sa și eu cred că se uită ură la mine și poate nu convine. Doamne, da, și eu tind să țin ochii închiși de multe ori, da. Pentru că, de fapt, nu e vina la lui ea, e vina la vocea pe care m-am auzit-o, care spunea, da, bine. Mai ales că la noi era și cum era la tine, venea la 3 dimineața, beat, trezește și cântă, pune mâna și cântă, ca să arate, ia uite cum cântă ăsta. După aceea, și nici mai înțelegi, bă, dar când bine sau când prost? Că mie îmi spune când prost și aici când fața la asta când bine. Da, înțeleg. Ce părere asta și pentru copiii din ziua de astăzi? Da, am vrut să subliniez neapărat subiectul ăsta. Păi, ca să revin un pic, da, situația a fost așa, nu mi-a spus că e mândru mult timp. După ce m-am maturizat și am ajuns și eu un adult, mi-a spus de mult. Care era târziu? Că totul se întâmplă de la 0 la 13 ani. Știi ce zic, adică construcția... Da. Formarea și eu în continuare am emoții, ori de câte ori ur pe scenă și așa. Pe adică, asta. Da. Faptul că el și-a dat seama este un lucru foarte important pentru mine. Și e foarte ok. Dar eu, în relația cu copilul meu, aici procedez total diferit. La fel și la mine. Total diferit. Adică, bine, eu cumva am citit și multe cărți și așa să-mi dau seama cum e bine să abordez eu subiectele, dar îmi dau seama că vin foarte multe și din mine, din interiorul meu, datorită lucrurilor prin care am trecut și eu, ce nu mi-a plăcut și ce mi-a plăcut. Și atunci eu cu Erin avem conversații foarte multe despre ce simțim, cum simțim, ce ne face să simțim acel lucru, ce putem face să schimbăm. Și eu sincer cred și sper ca ea să aibă din partea mea toată validarea de care are nevoie, iar atunci unde e nevoie să pun și o virgulă, dar hai să încercăm să modificăm nu știu ce, o fac. Foarte frumos ai spus, să rămână. Eu mi-asum asta și poate ar fi greșit, adică dintr-o extremă într-alta. Eu de la ala care n-am auzit niciodată până la 50 de ani, să zicem, sau niciodată n-am auzit cuvântul te iubesc de la ai mei, n-am nicio problemă să-i spun că te văd de 500 de ori pe zi, tati, te iubesc. Tati, te iubesc, tati, ce mai deștept. Și dacă îmi spune cineva, domne, greșești, lasă să greșești, mai bine așa decât invers. Da, adică dai seama. Cât de prost poate să fie dacă îi spui doar te iubești? N-are cum să fie, ce să fie prea black sau prea prost? Nu, doar o să fie doar iubire. Nu, dar eu sunt conștientă că și copiii noștri vor avea lucruri să ne reproșeze. Mai mult ca sigur. Clar. Dar măcar vreau să aud asta. Te iubesc, da, ești deștept, ești frumos. Da. Nu contează, ce-o fi, o fi. Exact, da. Și eu merg pe același principiu, să știi. N-are cum să fie rău. Că e clar că asta căutăm toți. Iubire, atenție și să fim validați. Știi cartea acele 5 limbaje ale iubirii? Normal, normal. E una și pentru copii. Știu. O am și pe aceea, da. Suntem cu aceleași cărți. Mă simt deștept. Măi, oamenii nu se întâlnesc întâmplător, asta odată. Exact. Dar plecând de la faptul că există aceste 5 limbaje ale iubirii, eu mi l-am descoperit pe al meu și îmi dau seama că, din fericire, copilul meu le are, că eu am mai multe combinate, pe aceleași. Și atunci mi-e foarte ușor să vorbesc cu ea. Știi că se spune că, în general, e greu să-ți găsești un partener, nu vorbesc de copil, un partener care să fie pe același limbaj și, dacă nu e, măcar să înțeleagă ce nevoie ai tu.
Deci în relația mea cu Erin, lucrurile merg lin, pentru că vorbim aceeași limbă. Cum e sore îndrăgostită? Eu sunt permanent îndrăgostită. Adică... Nu, genul ăla de îndrăgostită, ala. Când erai îndrăgostită sau dacă ești îndrăgostită, sau cum e sore îndrăgostită când e într-o relație? Am impresia că totul e posibil. Știi sentimentul când vine vara, când din primăvară se transformă? Da, exact, da. Și e seara și simți valul de vară. Da, da. Sentimentul ăla așa din stomac. Simți că, băi, se poate, bă, poți să fac. Eu l-am primăvară, apărat în vară. Da? Na. Da. Sau, ăla e sentimentul. Băi, totul e posibil. Adică, vorba aia, iubirea de aripi, nu e o vorbă în vânt. Nu, 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 corect. Chiar așa e. Ți-ai pus foarte sentimentele, trăirile astea în versuri pe muzică? Ți-ai cântat foarte iubirile? De multe ori. Iubirile și dezamăgirile. Și alea bune și alea rele. Și da, toate. Și dezamăgirile. Da, 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 da. Păi da, nu, adică chiar cred că e imposibil să scrii din ficțiune. E ok câteodată mai hiperbolizezi starea sau te mai inspiri din poveștile prietenilor, dar întotdeauna, cred eu, trebuie să scrii totuși din ceva real, să te conectezi la ceva, din trecutul tău sau ceva ce ți-ai dori să simți și nu simți. Cum a fost prima oară când ai suferit din dragoste? Cum te-ai manifestat? Prima oară? Eram nebună rău de tot. Da, eram mai puțin matură și nu stăteam să gândesc. Acum gândesc, mă întorc toate părțile. Atunci nu gândeam. Reacționam la impuls. Și ce să zic? Impuls, scorpion, copil. Combinația letală. Ceva. Cred că dacă m-aș întâlni cu mine atunci, m-aș lua la o discuție, la o cafea, la o palmă peste ceafă, nu știu. Ceva, nu, eram... Nu gândeam și nu știam cât de importantă e valoarea cuvintelor. Poți să spui lucruri pe care nu vrei să le zici neapărat, ci le spui doar ca să rănești, dar lucrurile alea nu se mai pot lua înapoi. Bravo, cele mai scumpe sunt. Da. Da. Ai fost foarte înșelată? Habar n-am. Deci n-ai aflat. Adică nu, n-ai ai înșelat? Ce? N-am înțeles întrebarea. Ok, deci n-ai înșelat. Ce au spus părinții tăi când... Când au aflat că am înșelat? Tata a zis că... Nu, când le-ai dus acasă primul iubit. Când am... Primul... Oh, eu am adus pe toți. Dar nu mai țin minte primul. Ah, primul. E de mult. Mai mult dacă tu ăsta în sensul că era... Păi, tata, deci tata să zic. E acolo tensiunea aia. Tata este genul de om care... L-a cunoscut pe unul, pe al doilea, pe al treilea. Foarte ok, relaxat, așa, ai bei un șpriț, un coniac vrei? Teste. După care când ne despărțeam, spunea, eu am știut, dar n-am vrut să zic. Știi? Asta o fac, dar nici nu pot să înțeleg asta. Toți părinții care fac asta, de ce n-ai spus ceva? Ai avut spune pe tine, de ce n-ai spus ceva? Asta ce? I-am zis și eu, dar de ce nu m-ai salvat? Adică a fost timp din viața mea, de ce n-ai zis? Păi, dar crezi că dacă eu spuneam, tu ascultai? Dar poate ascultai. Păi, dar te durea, adică puteai să-mi spui. Păi nu că dacă spuneam tu după aia, nu mai veneai la mine să-mi spui aia. Da, bine, așa e. Așa e, n-am ce să zic. Cum l-ai cunoscut pe tatăl copilului tău? Prin Alina Eremia. Alina Eremia Cupidon. Așa. Serios, așa. Nașa, că e, și ea e nașa copilului. Am așa. Două nașe. Pe Roxana, cea mai bună și veche prietenă, și pe Alina. Pentru așa. Că dacă Alina nu ar fi avut o idee într-o seară, nu ar fi, n-aș fi ajuns aici cu Erin în brațe. Pe bune? Da, da. Adică chiar îi datorez... Voi cunoscându-vă și fiți împreună prietene de mici de când erați la... La band. Da, la band. Da, da. Adică i-am spus și de fiecare dată o să-i spun când o să am ocazia că îi sunt recunoscătoare. Adică mi-a schimbat viața cum nu se putea mai frumos. Și e și nașa. Da. Bine, nașa, băgătă, așa. Presupun că ați trecut tot felul de lucruri cu tata copilului tău, adică ca orice fel de... Da, bine. Ce relație, nu? Că e o relație veche de 8 ani. 8 ani de zile. Ok. Care crezi că sunt cele mai valoroase lucruri care vă leagă pe lângă copil? Pe lângă copil? Respectul. Respectul. Respectul, fără respect nu faci nimic. Ce a adus venirea copilului vostru între voi, adică pe lume, în relația voastră? Că de multe ori spun unii că copilul apropie, copilul... Copilul apropie sau copilul desparte? Da.
Măi, eu cred că, în primul și în primul rând, ne suntem recunoscători unul altuia, pentru că și avem cel mai frumos, cel mai bun și cel mai minunat copil. Deci asta fiecare părinte o spune. Da, da, da. Este o recunoștință care n-are cum să fie depășită de absolut niciun alt om pe pământul ăsta. Cum e sore ca mamă? Nu știu cum să mă descriu. Sunt relaxată. Ai fost stresată pentru perioada la început? Vai! Doamne! Deci, uite, îți fac o paranteză. La câți ani ai fost stresată? Până la 2 ani. Când a început copilul să-mi spună când o doare, ce o doare, unde o doare, de ce o doare, știi, să înțeleg. Până atunci era totul pe ghicite, da? Și mi se părea că e responsabilitatea cea mai mare să stau eu să bănuiesc. Dar uite, ca paranteză, ca să vezi cât de stresat am fost, cred că avea 6 luni sau 7 luni, ba nu, mint, avea 2 ani. Deci până la 2 ani n-a făcut nicio febră. Și la 2 ani eram în drum spre Râmnicu Vâlcea la un concert. Și mă sună de acasă, are 40 temperatură. Ți-ai băgat în el de concert. Zic, întoarce mașina, întoarce mașina, acum. Și ne-am dus acasă ca să-i fac un compozitor. Anxietate, te-a luat? Ce anume? Te-a luat mare anxietate. Deci nu am, am zis că mor dacă nu mă teleportez acasă în secunda aia, că nu mă mai întâlnisem cu situația asta. Dai seama, oamenii din mașină erau, dar e o febră. Da, da, e un copil mic. Adică, nu se poate eu să vă... Noi ne-am întors în vacanță, adică a făcut 39, plecasem prima oară în vacanță după 3 ani, acum am în Egipt. Da. În prima zi și ne-am întors înapoi că a făcut 39. Deci eu înțeleg perfect și nu mi se pare nimic șocant. Bine, după aceea au mai fost febre. N-am mai procedat la fel, că deja am înțeles care e mersul, dar a mai fost. La uite, zic că sunt relaxată, dar sunt și panicată. Acum am mai înțeles lucrurile, e altceva. I-am dat odată la o altă febră. Trebuie să dai Nurofen, Panadol, Nurofen, Panadol. Și m-am trezit 100 de ori noaptea aia, că nu mai știam ce i-am dat și cred că i-am dat Nurofen, Nurofen. Deci am scos prospectul. A, am zis că mă înghite pământul, citim prospectul ăla, am zis, Doamne, acum, deci trebuie să sun la salvare, trebuie să vină. Și am sunat la peditel, la ceva și m-au liniștit, Doamne, nu, dacă e dat de 3 ori, da, puteți să sunați, așa nu se întâmplă nimic. Nu, deci este... Ești anxioasă? Nu. Da, nu, dacă deci vine vorba de copii. Atunci, da, pentru că nu știam, nu înțelegeam, era ceva, un sentiment... Ai avut depresie sau ceva după naștere sau... Nu, n-am avut depresie, am avut panică. Toată viața am muncit, dacă de la 10 ani am fost pe scenă și am fost obișnuită cu un ritm alert. Primele luni în care stăteam așa și mă uitam la televizor și copilul dormea. Da, m-a dat puțin. Nu s-a putut mai mult. Să stai acasă 3 luni să te uiți la televizor. Na, copilul dormea și mânca, dormea și mânca, nu făcea nimic, era super cu minte. Deci, efectiv, am simțit că viața mea din momentul acela s-a încheiat viața pe care deci o cunoșteam. Deci era un mic nor de depresie, cumva, dar nu... Da, dar nu mai în legătură cu profesia, cu cariera. Că în rest îmi plăcea acasă, îmi plăceau filmele la care mă uitam, adică nu... Dar până când asta, adică, ca și m-ar fi? La câte filme poți să te uiți? Exact, da. Dar de tocmai ăsta cred că a fost și motivul pentru care am revenit foarte repede pe scenă, că aveam nevoie de asta și înțeleg și apreciez și aplaud femeile care se pot dedica în totalitate familiei. Eu nu sunt așa. Eu îmi iau energia, inspirația de acasă. Și mai te duci la treaba ta. Și mă duc la treaba mea și mai aduc și de acolo alta. Cam câte ore petreci cu Marfie? Sau câte ore petreci cu copilul? Când? În pandemie, lasă-mă, toate orele. Nu, adică și lasă primii ani când ai fost mai așa, după când ai trecut de perioada aia bulită când cu capul. Când am trecut de perioada aia, a venit pandemia. Nu. Înțelegi de unde? Așa s-a întâmplat, da, și au fost 2 ani în care am stat mai mult sau mai puțin acasă, deși mai aveam așa, mă mai învârteam, dar exact în perioada în care copilul a început să-și aduc aminte, da, deci dacă o întreb, ea de atunci își aduce aminte, aia e perioada în care eu am fost foarte mult acasă. Și s-a terminat pandemia, sau mă rog, suntem în momentul în care suntem și treaba e din ce în ce mai multă. Și acum zice, dom'le, dar tu unde pleci atâta? Că până acum n-ai plecat. Deci vii acasă seara și petești cu ea o oră, două cu ea seara, nu? Bine, programul e altfel. Ea acum merge la școală, pleacă de dimineață, vine la prânz, numai că ea a crescut. Cei 7 ani de acasă acum s-au micșorat. Sunt undeva până la 5 ani jumate, da. Pentru că are viața ei acum cu prietenele ei, iese în fața casei, se joacă. Adică ea vine de la școală și iese afară și mai intră în casă ca să mănânce de seară, să facă baie, să se culce. Ăla e timpul meu. La grădiniță a fost? A fost. Și era de la dimineața de la 8 până seara la 7? Nu, 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 până la prânz, jumate. Până la 2, da. Am înțeles. Și în timpul ăla ce timp? Atunci, da, dar eram în pandemie. Da. Deci, dacă n-ai fost în pandemie, deci ai petrecut seara câteva ore cu ea. Da, dar uite că ăsta a fost norocul. Adică eu am și zis că pentru mine pandemia a fost un extraordinar dar în ceea ce privește timpul petrecut cu copilul.
toată lumea a găsit cumva un dar în pandemie. Da, trebuie sau, să găsești. Sau e o scuză noastră. Da, fără ai din ce ai. În 2011 cunoscut, a luat naștere serialul Pariu cu viața și proiectul de la Bent. Povestește-ne puțin de acel moment. 2011 deja? Da. Mamă, cât de bătrână. Glumesc. Mersi mult, ești un băiat cu carismă de invidiat. Zici că parcă a fost 1960. Băi, eu am început foarte devreme, asta vreau să spun, să subliniez. Deci ce m-ai întrebat, scuză-mă? 2011, Pariu cu viața. Da. Cum s-a întâmplat, cum am ajuns sau ce? Nu, știm cum ai ajuns, dar spune cum a fost în momentul ăla când a fost explozia aia și când erați cea mai iubită, poate, trupă din istoria României. Hai de mine, a fost ceva... E foarte ciudat pentru că programul, nu știu dacă lumea știe, în momentul în care noi am luat castingul, nu ne știa nimeni, evident, eram în februarie. Și am intrat într-un training, luni întregi de trăinuire, că nu știam niciunul cu ce se mănâncă actoria. Și apoi vara am început să filmăm. Și în septembrie a început, pe 15, dacă nu mă înșel, a fost difuzat primul episod. În fiecare luni aveam două episoade. Gândește-te că la o lună, deci în octombrie, am avut un prim concert la un mall. Dar programul, că de acolo am plecat, noi stăteam 12 ore pe zi la filmări, veneam, dormeam, iară filmări, veneam, dormeam. Fără Instagram, fără Facebook, fără nimic, adică fără aveam Facebook, fără Instagram, da, dar nu Instagram era, nu. Adică ca în ziua de astăzi. A, doar nu spuneai viața pe tapet, da. Nu, mai posteai o poză din când în când. Cert este așa, că eu nu aveam unde să mă duc, în afară de buftea unde filmam și acasă, nu aveam timp. Astfel încât, atunci când ne-am dus la mall, eu nu știam la ce ne așteptăm. Noi ne-am pus toți un tricou alb, niște blugi și am zis, gata, nu știu, avem aici o treabă, dăm niște autografe dacă vine cineva. Eu asta am gândit. Păi și când am intrat în mall-ul ăla, eu am zis că nu există așa. Cine vine aici? Pentru cine au venit oamenii ăștia? Păi, imaginează-ți că era Afi. E o pasarelă. Da. Aia era plină de oameni, peste tot oameni. Deci nu avea unde să mai arunci un ac. Nu aveam unde să... Deci ăla a fost momentul când v-ați dat seama ce fel de succes are proiectul. Da, eu am fost șocată. Și în momentul în care era triunghiul amoros între Alina, eu și Dorian. Da, noi eram pe el acolo. Și când am ieșit toți trei să salutăm publicul, păi, zici că a venit Michael! Deci mie nu venea să cred, eram cu pielea de găină. Deci îmi pierdeam cuvintele, nu mai știam să mai vorbesc. Cât a durat asta? 2 ani de zile, nu? 4. 4. 4 ani în care nimic nu s-a schimbat. Mergeam la mall, când mai puteam să mai merg, la film, drumul de la mașină către cinema dura foarte mult, pentru că ne întâlneam cu tot felul, copii care plângeau, tremurau în brațe, o nebunie. Mamă, Ruxandra a fost head of her time cu asta. Da, a fost ceva... Da, uite, eu sunt recunoscătoare... Poate a fost cel mai de succes proiect al ei. Da, eu sunt foarte recunoscătoare echipei și Ruxandrei Ion pentru cum ne-a crescut. Pentru că, deci repet, eu și Dorian și Dima eram cei mai mari, aveam 20 sau 21 de ani, dar Alina și toți ceilalți 17. Deci niște copii, toți. Și în momentul în care tu dai cu nasul de un asemenea impact asupra populației, să mergi oriunde să te știi oricine, este foarte simplu să-ți o iei în cap și să e foarte normal. Și echipa a știut exact cum să ne țină în frâu. Băi, ca la psiholog. Și e o lecție pe care am învățat-o atunci, și anume că oricine este de înlocuit, indiferent cine ești, cum cânti, cum joci, cum arăți, ce public ai, publicul uită, dacă eu aduc ca și producător pe altcineva ca tine sau mai bun, te-a uitat. Și adică asta este o lecție. Asta a fost foarte mișto că v-a indus asta, ca să înțelegeți că nu sunteți și mai... Da, și ideea în sine de a fi modest, indiferent unde te duce cariera, de acolo, pe unde ne-a dus pe toți. Eu sunt convinsă că dacă îl chem și pe Dorian și vorbești chestia asta cu același lucru spune. Pentru că e un dresaj, dar e un dresaj care o să ne ajute foarte mult în viață de aici. Exact. Înainte. Erai pregătită pentru asta? Da. Sau erai prea crudă? Sau cum nu, crezi? Eram. Îmi doream foarte tare. Adică dacă s-ar fi întâmplat cu 4-5 ani mai devreme când aveai 15-16 ani, dar atunci era exact la vârsta potrivită, 20. Eram exact la vârsta potrivită și cumva din totdeauna știu că se întâmplă asta. Adică și la casting, apropo de emoții, ce ziceam cu... N-am avut nicio emoție la castingul ăla. Și oricum, eram 20.000 de oameni, am zis care ar putea să fie șansele ca din aștia 20.000 să fiu și eu pe acolo. Și am fost relaxată și... O poveste de dragoste în timpul ăla cu cineva din... Da. Am avut cu partenerul, mă rog, eu, personajul meu a avut mulți parteneri în serial, dar eu unul singur, cu Rafael, care juca pe Cristi. Rafa, da. Da. Așa. Bine, foarte multă lume a crezut la momentul respectiv că e o chestiune de marketing. Nu, evident. Dar a fost foarte drăguț. Adică e o perioadă de care mi-aduc aminte cu plăcere. Absolut tot. Și cu La La Band și cu tot.
A existat poate invidii în membrii la band? Invidii? Îți dai seama. Normal, dar cum? Mai ales copii să îi adun pe toți la un loc. Au existat și certuri. Nu mai știu să zic exact concret pe ce, dar n-ai cum. Ți-mi minte că m-a sunat Mișu cu... îmi cheamă cu mama lui Bubu. Crina. Cu Crina. Și zice, Damian, Bubu pleacă la Berkeley. Și zic, mamă, ce tare, nu știu ce. Tu ai fost acolo, cum e? O să fie super fun. Acum vorbeai de Damian, care pusese la Berkeley în 97. Și plecasem în România, știi cum am plecat cu ceșala, cu asta, apoi în Grecia. Și pentru mine Berkeley, când am ajuns în 97, era... Doamne, și sună Bubu, și sună Bubu după două săptămâni. Eram cu Mișu și cu Crina, zic, hai că noi o să ne sună. Eram la un restaurant la Unico Vero. Și... acolo mă duc acum, după podcastul. Și ne sună la Șerban acolo și ne sună Bubu. Nu-mi place aici, e oribil cu tare. Zic, da, bubule, da, e normal, frate, pentru că tu pleci de la din turneu și de la gagici și de la cântări și de la concerte. Nu erau gagici, stai liniștit. Nu gagici, dar de la viața pe care avea aici de star și ajungi la Berkeley unde totul era... E normal să... Diferența da, era... Da, da. Exact. Și zic, stai liniștit, că o să treacă o perioadă și o să te adaptezi și o să... Dar eu mi-aduc aminte, apropo de asta, că la fel ne sunea și pe noi pe video din camera lui. Trist, băi, vreau acasă, mă rog. Și începuseră concertele. Și ce crezi că făcea Bubu? Știu, și lua bile din America să vină la concert. Știu. La, nu știu, Paternații Copăceni. Și am zis, bă, cum adică să vii de acolo pentru asta? Cum adică? Da, păi eu pentru asta trăiesc. Știu, știu. Ce a dus la desemarea acelui proiect? Ce? La destrămare. A, ce a dus la destrămarea? Păi trebuia să se încheie la un moment dat, că deja personajele noastre intraseră și la facultate. Puteam să o lungim la nesfârșit, dar cred că în cazul oricărui proiect de succes, trebuie să știi când să te retragi în glorie, ca să rămână o amintire frumoasă. Așa, Tânăr și Neliniștit a avut 200.000 de sezoane. Exact, da. Nici nu știi, l-ai abandonat. Nu știu dacă mai există sau nu mai există. Dar cred că mai există, da. Nu știu. Da. Dar eu am zis mereu că ar fi superb să facem un film 10 ani după La La Band. Încă n-au trecut 10 de când s-a terminat, mai e timp. Face ceva, Roxandra, sigur. Ar fi frumos. Cine te-a influențat cel mai mult în cariera muzicală? Cine a adus un aport pozitiv considerabil? Ce artist, adică? Cel mai mult, așa, din tot ceea ce am ascultat, eu mi-a plăcut Pink foarte mult. Pentru sound, pentru mesajele din piese, pentru voce, nu mai zic. Am și fost la concertele ei. Ești fan Pink. Da. Cred că știu toate melodiile. Ce compromis nu ai face pentru a avea succes în carieră? Niciunul. Ok. Ce nu ai cânta pentru succes, doar de dragul publicului pentru bani? M-aș cânta orice. Nu, nu ai nicio problemă. Nici o problemă. Ia cântere ceva, Sole. Hai să mergem să cântăm ceva. Acum? Da. Putem să cântăm ce am mai cântat noi odată? Da, cu mare drag. Hai, vino aici. Mamă. La un concert unde toți eram treci. Ascultă-i în seamă
poate fi. Sus ca povața, mai scumpă ca viața, doar femeia poate fi. Caldă ca vara, dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Mai sus ca povața, mai scumpă ca viața, doar femeia poate fi. Îți este dor de actorie? Da, chiar îmi este. Am și primit mai multe propuneri în anii care au trecut. Însă, acum toate deciziile le iau pe baza, adică consultându-mi și luând în considerare timpul petrecut cu Erin. Și un film presupune 3-4 săptămâni teoretic în deplasare, că majoritatea nu se filmează în București. Și tot ceea ce am primit ca și propunere, nu mi s-a părut că reprezentau un motiv suficient de important ca să fac acest sacrificiu. Îți place mai mult decât să cânți actoria? Sunt două sentimente total diferite. N-au nimic în legătură. Îmi place la fel de mult. Deci chiar îmi place la fel de mult. Dar vreau, aștept acel rol. Am ăla. Înțeles. Crezi că succesul de azi se trage mai cu seamă din succesul de atunci la tine? Habar n-am. Adică dacă nu era pariu cu viața... A, bine, dacă nu era pariu cu viața, ar fi fost cu totuși tot un alt parcurs, cu siguranță. Lasă-mă repriți. Cu siguranță. Nu, am avut norocul de o rampă de lansare fabuloasă și de o perioadă în care se făcea construcție de brand cumva... Sănătoasă. Da. În sensul că, exact ce am vorbit noi la început, nu s-a făcut vreun personaj, sau poate personajul meu a fost fix personajul din film. De-aia m-am apropiat de oameni, dar... Oamenii, în fapt, artiștii care s-au născut în perioada aceea și înainte de asta, sunt artiști care cu siguranță vor fi măcar recunoscutibili la față. Oricând, mă rog, da. În următorii 10 ani, 15 ani. Acum, din păcate, se consumă informația foarte repede, corect. E foarte ușor să uiți, poate știi după voce, dar nu știi cum arată, sau invers, știi? E total deci o altă lume. Am avut, eu zic că a fost un noroc. Ai avut perioade în care ai simțit că nu mai poți, ți-a fost foarte greu, adică ai fost copleșită vreodată? Și muzical, adică cu toate proiectele. Uite, pot să zic așa. Eu când intru într-un proiect, cum a fost și cel mai recent cu Dancing on Ice, în primul rând mă întreb, vreau? Da, de ce vreau? Așa. Atea-s motivele, ok. Am intrat în proiect, nu există. Pot să fiu obosită, pot să fie zile în care am mai puțin chef, dar nu există să am vreodată gândul să abandonez. Adică mentalitatea mea în orice este de câștigător. Indiferent că ajung să câștig sau nu. Cum s-a întâmplat așa, cum am câștigat locul al doilea. Vezi, nu zic am pierdut, am câștigat locul al doilea. Pentru că ăla este câștigul meu. Normal. Tot parcursul și mă implic 100% în absolut tot ceea ce fac. Asta am făcut și cu Pariu cu Viața și cu ce emisiuni de talente la care am mai participat. La fel și când am prezentat. Sunt acolo, all in. Să renunț? Nu. Pentru că nu mă văd făcând altceva. Adică, e adevărat, fac foarte multe lucruri, dar toate sunt cumva în aceeași sferă, în sfera media. Creativități. Da. Anxietatea, depresia sunt cele mai întâlnite în mediul nostru. Te-ai confruntat cu ele? Nu m-am confruntat. În schimb, zodia mea este... Scorpion. Scorpion și scorpionul da, are tendința. Are niște probleme, oricum. În absolut. Vrei, nu vrei. Da, eu sunt un om optimist. Acum nu-i vina mea că m-am născut în zodia asta. Sunt nebunită după control. Îmi place să am control în aproape orice. E nasol. Adică e bine că sunt un om responsabil, dar este obositor pentru mine și cred sigur și pentru ceilalți din jur. Nu sunt anxioasă, nu sunt depresivă, dar sunt... Control freak. Da. Ok. Ai fost fată la terapeut? Am fost. La mai mult, dar nu cred că ne-am potrivit. Nu l-am nimic. N-ai rezonat.
Cum gestionezi furia? Dar nu am furie. Știi de ce? Că n-ajung să mă enervez la modul ăla. Am înțeles. Ce te emoționează cel mai tare? Tot ce ține de copii și muzica. Mi-aduc aminte... Când eram însărcinată, mai aveam 5 zile să nasc. Am dat casting pentru prezentator la The Voice Kids, Vocea Copiilor. Pe lângă faptul că abia mă puteam apleca să vorbesc cu copila așa, că eram o balenă, așa, am născut, n-am luat. Și jumătate de an mai târziu a fost emisiunea la televizor. Băi, eu stăteam pe canapea și plângeam de acasă și zic, Doamne, ce bine că n-am luat. Păi, dar plângeam acolo, nu puteam să vorbesc. Atât de emoționată eram de fiecare copilaș care apărea. De fiecare poveste și cu... Da, și mă emoționa cum cântau și cumva făceam și legătura cu mine, pentru că eu am fost la concursuri când eram mică și am fost la unul, uite, asta nu ți-am povestit. Un moment extraordinar de penibil. Ce înseamnă? Băi, greșit, adică acum ca și adult m-aș fi dus și le-aș fi desfințat emisiunea. Am fost la o emisiune care se chema Faimoșii. Ce se întâmpla? Deci veneau diversi oameni necunoscuți care cântau și își așteptau verdictul în duș. Deci erau mai multe cabine de duș și tu stăteai în duș și așteptai să vezi dacă treci sau nu. Ăla care nu trecea, ce crezi? Începea apa să curgă. Băi, tu stai seama cât de penibil. Dar ce fel de concept? Deci ceva... Am câștigat până am pierdut. Nu cred că era de afară conceptul, că nu, era 100%, românesc ceva, 100%. Am câștigat până am pierdut și când am pierdut și am simțit cum curge apa aia și că din coafată și machiată mă fac... Rece sau caldă? Să nu spui că era și rece. Și mai contează. Nici mai contează, da. Ideea în sine, umilința aia publică. Băi, și când am ieșit din ăla, am zis, ăsta este ultimul concurs la care eu particip. Adică... Nu există așa ceva. Ok, pierdem. Dar, mă rog, dar nu așa. Cum se vede, nu a fost ultimul pentru că am mai participat, doar că... Nu. Dar nu în felul ăla. Ce relație ai cu divinitatea? Eu cred foarte tare în cineva. Nu în ceva, în cineva. Nu știu cum se numește, de unde vine sau cum arată, dar simt tot și am discuții și știu că e acolo și am învățat un lucru. Cum să ceri ce ai nevoie. Nu mai cere ce ai tu nevoie, cere ce ți se potrivește. Ce? Vei vedea. Pentru că noi întotdeauna cerem, nu întotdeauna, dar 90% cerem ce nu ne trebuie. Ce ne va încurca, ce ne va face să suferim, ce... Să fim puși pe calea bună, atâta. În punga de frici, care e cea mai mare frică? Frică? Tu te imaginezi pe tine la 80 de ani? Da, și fac și o meditație specială care îți dai niște răspunsuri dacă te uiți, închizi ochii și te uiți la 80 de ani și întrebi ce faci acum, dacă e bine sau nu, ce spune inteligența celui de la 80 de ani. O să te sun, că mă interesează. Eu nu mă pot vizualiza bătrână. Nu știu din ce motiv. Cred și în reîncarnare, adică, deși este opusul divinității să cred și în astea, simt, pentru că am foarte multe senzații din astea de deja vu și... Doar așa le-aș putea explica sau niște presentimente legate de oameni și dacă aleg să nu le cred, mi se dovedește că m-am știut eu ceva, da? Așa. Și cred că frica mea de fapt este faptul că vreau să fac foarte multe și sunt conștientă că timpul este limitat și nu relativ. Da, nu. Da, da. Așa. Și... Eu n-am regrete, deci până în momentul ăsta al vieții mele nu am niciun regret. Nu este ceva ce a schimbat din ce am făcut. Nimic. Băi, da, nimic, nicio... Nimic. Și asta e frica mea. Să... Eu îmi doresc să am suficient timp să fac ceea ce... Deci asta fi cea mai mare frică. Visez, da. Dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu, ce îi cere? Să-mi dea doar ceea ce consideră El. Ce prejudecăți ai? Prejudecăți? Nu știu. Îți plac țiganii? Da, mult. Ai ceva în tine țigănesc? Crezi? Sufletul este 100% țigănesc. Țigănesc. Ce prejudecăți crezi că are lumea în raport cu tine? În raport cu mine? Băi, uite, îți mai fac o paranteză. Nu știu dacă chestia asta se știe. Tu știi că eu am avut 50%? Nu. Da. Deci eu am avut de 50%. Nu e vreo ureche 100% și alta. Nu. 50% deci total. Deci ai măsurat și... Da, bine, dar nu, deci ție nu ți s-a întâmplat să mă întreb ceva și să n-aud? Sau să mă strigi și eu să nu-mi dau seama? Și porți un aparat sau ceva? Nu port nimica. Sunt și te-ai obișnuit? Da, gândește-te că am asta de la 3 ani, adică eu nu știu cum e mai bine. La 3 ani am avut o tită de 3 ori în același an și am fost... Deci era bine când aveai NIR, că puteai să dai mai tare. NIR-ul meu este tot timpul în roșu.
asta ca idee. De exemplu, dacă tu te întorci cu spatele, eu aud că vorbești, dar nu înțeleg. Poți să mă chinui? Eu aud că vorbești, doar că nu pot să înțeleg ce spui. Deci citești și... Tot citești. Deci aș putea să fiu cel mai bun paparazzo, pentru că dacă văd bine... sunt și miuapă, sunt iubita perfectă și surdă și chiar. dar asta zic, da, m-am perfecționat în cititul buzelor logic, dar vreau să spun că la 3 ani am făcut o tită de 3 ori și am fost tratată cu un antibiotic care a fost greșit. Toxic. Mă, da. Și de acolo s-a tras. De acolo s-a tras. Asta era următoarea întrebare, ce nu știe lumea despre tine, dar mi-ai spus tu de ce ai răspuns am înainte. Am presimțit. Îți pasă de gura lumii? Nu prea. Cred că asta am și vrut să zic, dar ce prejudecăți au oamenii despre mine mai întrebat. Faptul că n-aud, așa, m-a ferit de foarte multe lucruri. N-am auzit foarte multe rele. Poate n-am auzit nici multe bune care mi-a fi fost de folos, știi? Dar despre mine s-au scris foarte multe lucruri, cred, la un moment dat. Deși am fost ferită de scandaluri, din momentul în care am intrat în, mă rog, mai mult, adică cu Lala Band, puteai să scrii orice, că așa era presa atunci. Acum nici nu mai citesc. Se puteau inventa și din orice bănuială se puteau face articole. Cu cine ți-ai dorit să cânți, dar ți-ai rușine să faci asta sau să propui asta? Sau... Cu cine mi-aș dori să cânt? Cu tine. Nu, dar cu altcineva care ți-ai dorit să cânți, dar ți-ar fi rușine. Nu știu, un manelist, un trapper, un ceva. E cineva cu care ți-ai dorit să cânți, dar nu o faci pentru că nu, nu ți-ar plăcea să asociezi, să asociezi imaginea. N-am avut asta, nu. N-ai asta, nu? Nu. Care este cel mai nebunez lucru pe care l-ai experimentat vreodată? Am sărit cu parașuta. Și eu am sărit, e mișto. Și știi ce s-a întâmplat? Am ajuns și mai surdă jos. O bunești? Aoleu, da. Pentru că mie nu mi-a zis nimeni, hei, știi presiunea să-ți egalezi, așa. Oribil. Și am ajuns la pământ și am zis, ferească Dumnezeu, acum așa o să rămân? Ceva, Doamne. Dar a fost o experiență pe care n-aș mai repeta-o, însă, pentru cei care nu știu și se întreabă, cum e, Doamne, să sar cu parașuta? Că m-au mai întrebat. În momentul în care tu ești pe marginea avionului, deci tu ești, practic, ghiozdanul tău e un om. Ăla ai făcut-o e... România? Da. Ce inconștientă. Nu. Eu am făcut-o afară, dar... Ăla mi-a spus, numărăm, 1, 2, 3. A, bine, și la 2 s-a aruncat, logic, da. Și mie mi-a făcut... Păi, și a doua oară cum o mai faci? A doua oară cum te aruncă? Că pe știi șmecherea, te cheamă deja... la 1. Da, exact. Nu, dar prima oară oricum a fost, adică prima și singura dată, cazul meu. Și momentul în care, ca cei de acasă să știe, deci tu stai în fund și în spatele tău este ghiozdanul, adică celălalt om. Practic, picioarele tale, fundul tău, sunt toate în aer. Ăla stă pe marginea avionului. Și deci tu, practic, ești așa și aștepți moment. În momentul în care el face tumba și se aruncă din avion, eu ce am simțit? Am simțit că mie mi-a rămas sufletul în avion și că sunt o pungă în aer, care, știi, așa și la mine. Plutește. Dar prima oară e partea unde vine aerul acolo, unde ești... Și abia te liniștești după ce treci de partea unde... Când, deci, în momentul ăla în care cazi, simți că nu există nimic. Timp, spațiu. Mă așteptam să-mi văd viața prin fața ochilor. Nimic, adică eram beat așa. Știi? E mișto. Da. Mișto, dar... Am făcut și aia cu gheața acum vreo 3 săptămâni de zile. Cu ce gheață? M-am băgat în gheață până aici, la 3 minute. Mamă. Cum face Wim Hof, da. Și? E cineva aici în România care face. Foarte mișto. Ce ai simțit? Stop totul. S-a oprit timpul, a? Spune-mi de o situație care te-a făcut să-ți pierzi mințile. Să-mi pierd mințile? Am fost eu îndrăgostit acum câțiva ani mulți. Aia a fost o situație în care nu știu cine am devenit. Da, deci acolo sunt oameni care apar în viața ta clar cu scopul ăsta, da, cu scopul ăsta de a-ți împinge limitele. E un exercițiu, pentru mine a fost un exercițiu de cunoaștere fantastic, adică știu cum nu mai vreau să fiu niciodată în viața ta. Niciodată, da. Și stau bine, poate nu e chiar așa, că până la urmă oamenii ăștia vin în anumite momente. La mine a fost în perioada de formare, eram totuși un copil, adolescent, un tânăr adult. Aveam nevoie să trec prin caruselul ăsta. Da, a fost o perioadă de asta care ți-a făcut să-ți pierzi mințile. Da, eram și slobodă de gură și cu scenarită. O întrebare care avem totdeauna la sfârșit este, se pare că e totul destin sau o întâmplare? Aici scrie Everything happens for a reason. Este primul meu tatuaj. Nimic nu este întâmplător. Deci totul e destin. Eu cred că oamenii, noi pe pământ, suntem interconectați ca o pânză de păianjeni. Și de asta, în momentul în care te întâlnești cu un om pentru prima oară, nu cu oricare, cu
câteva persoane în viață, pentru prima oară, simți că le știi de mai de mult. Și aici poate să fie destinul, poate conexiunea să fie povestea dintr-un univers paralel sau dintr-o dimensiune altă viață, sau corect. Deschise sunt subiectele. La sfârșit, pun o întrebare tuturor. Să zicem că peste 50, 100, 200 de ani, cineva o să se uite la podcastul ăsta și o să ne vadă pe noi. Și o să... Întrebarea este, care ar fi citatul tău, nu de la altcineva, în urma tuturor experiențelor tale de viață până acum? Adică ce le-ai recomanda oamenilor? Trăiți, fiți fericiți, îmbătați-vă, faceți copii, drogați-vă, iubiți-vă, ce? Eu aș putea să spun doar ceea ce fac și eu. Luați fiecare zi pe rând și trăiți-o ca și cum ar fi ultima. Soră, mâna, soră, te iubim mă tot. Și mai recânti ceva? Da. Mai recânti o piesă? Ce ne cânti? Când eram eu mică, cântam, aveam în Winamp, că asta aveam eu atunci pe calculator, Mândră floare trandafir. Hai, nu știu cum o cântați voi, eu pot să pun cum o cântam eu. O cântăm acum. Mândră floare trandafir, viața ești bun să azi mănânci pâi și petreci, măi, după aia trebuie să pleci. Mândră floare trandafir, în viața ești musafir, azi mănânci pâi și petreci. I'm